Participăm în această seară, în această duminică de 16 august, la un eveniment deosebit al comunității din Buhoci, Sfințirea Bisericii și a altarului într-o consacrare. Este un eveniment mare pentru comunitatea din Buhoci, împreună cu credincioșii și cu cei care ne-au ajutat. Astăzi aducem laudă, mulțumire lui Dumnezeu și celor care au fost alături în problemele noastre de rezolvare a unei reparații, renovări generale a bisericii. Biserica totdeauna a fost centrul unui sat, a unei comunități, unde, indiferent de credințe, credincioșii au participat la diferite ceremonii, în greutățile și bucuriile vieții. Rămâne mai departe atașamentul acestor localnici față de biserica lor și față de Dumnezeu, pentru care se dăruiesc și se jertfesc în viața prezentă. Aceste câteva gânduri la marea sărbătoare a zilei de astăzi, la care participă episcopul titular de Iași, Petru Gherghel, și arhiepiscopul mitropolit de București, Ioan Robu. Preasfințitul de București, el va consacra și va prezida ceremonia în seara aceasta de sfințire, binecuvântare a bisericii și a altarului în cinstea Sfântului Francisc, care este patronul comunității și al bisericii noastre locale. Eu mă gândeam să spun în timpul liturghiei felicitări părintelui Vasile și vouă tuturor, dar le spun deja acum pentru ce ați înfăptuit aici cu biserica și mă bucur să cunosc mai bine țara și colțul ăsta pe care l-am mai văzut, dar nu m-am oprit niciodată. Mă bucur să ne rugăm astăzi împreună. Luați serviciul din această pâine de pe aceste meleaguri. Rugăm pe arhiepiscopul nostru să ne dea binecuvântarea de bun început și sosit aici la biserica noastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Aveți, domnul, salutăm pe domnul președinte, Consiliul Județean. Domnul viceprimar al comunei. Ne îndreptăm acum spre grota Maicii Domnului. Venit în mijlocul nostru, ungem
Adună-i cu grijă pe toți lângă tine. Pentru toți cei care vor crede în numele Tău, ca toți să fie una, ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Întoarce fața Ta, nu te îndepărta de mine. Ascultă-mi glasul când te chemă. Iată marele preot, plâns și iubitor. Vine să ne împartă harul tuturor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și pacea să fie cu voi toți în Sfânta Biserică a lui Dumnezeu. Și cu Dumnezeu. Iubiți frați, cu sufletele pline de bucurie, am venit împreună la această nouă biserică, la această biserică înfrumusețată, casa lui Dumnezeu și poarta cerului, pentru a o sfinți prin celebrarea jertfei Domnului. Să luăm parte cu însuflețire la ceremonia sfântă, ascultând cu credință cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca întreaga noastră comunitate renăscută din unicul izvor al botezului, la aceeași masă se devină un templu spiritual și călăuzită de dragoste cerească să ajungă la unicul altar al Domnului. Excelențele voastre, episcopii Petru și arhiepiscop Ioan, iubiți confrați într-o sfânta preoție, părinți paroși și vicari, scumpi invitați, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule vicepreședinte, domnule prefect,
doamna primară al Comunei Buhoci, dragi credincioși ai comunității noastre, stimați oaspeți de pretutindeni. Comunitatea catolică din satul Buhoci trăiește azi o mare bucurie. Biserica este îmbrăcată în haine de sărbătoare printr-o renovare totală conform cerințelor timpului. În numele tuturor credincioșilor și al celor ce aparțin de această comunitate, vă adresez un sincer bun venit la noi, la această mare sărbătoare de sfințire a bisericii și consacrare altarului. În comunitatea catolică în care ne aflăm sunt 117 familii cu 384 de suflete. Originea acestor locuitori catolici, din cele scrise și transmise prin Viu Grai, nu este de dată prea îndepărtată în istorie. Prin anul 1800, creștinii catolici s-au stabilit la Buhoci prin căsătorii, venind din diferite sate, ungureni, luizi călugăra, din Ardeal sosind cu turme de oi în lunca Siretului, mulți s-au așezat în această zonă. A treia biserică a fost amplasată lângă acest drum județean 252, dar pentru că reprezenta un mare pericol de prăbușire, s-a recomandat demolarea ei. A patra biserică este cea actuală. Terminată după al doilea război mondial și refăcută în urma cutremurului din noiembrie 1940. Începuturile acestei biserici au la origine anul 1937. Până în anul 1968, asistența spirituală a fost asigurată de la parohia Prăjești. Zeci de ani, care număra 13 sate, unde preoții împlineau apostolatul atât de întins și de obositor. Din 1968, comunitatea catolică din Buhoci aparține spiritual de parohia Bijghir și este posibil, cred, într-un viitor apropiat, să fie și de sine stătătoare. Puterea Domnului e mare, iar sponsori și inimi generoase se vor găsi și în acest scop. După ce am expus aceste lucruri, spre o bună cunoaștere a evenimentelor legate de istoria comunității și a bisericii, vă rog, excelență, cu mult respect și stimă, binecuvântați biserica, consacrați altarul ei cu puterea arhierească spre lauda lui Dumnezeu Tatăl și în cinstea Sfântului Francisc de Asise. Fraților preiubiți, acum când consacrăm cu solemnitate acest locaș, să-L rugăm cu umilință pe Domnul Dumnezeul nostru să binevoiască a binecuvânta această apă pe care El a creat-o, cu care vom fi stropiți ca semn al pocăinței și în amintirea botezului nostru, și cu care vor fi spălați noi pereți și noul altar. Această biserică dăruiește-ne să ajungem în Ierusalimul Ceresc, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Dumnezeule atotputernic, la porunca ta, profetul Elizeu a aruncat sare în apele nesănătoase și ele au devenit ape binefăcătoare.
cu adâncă umilință te rugăm. Binecuvântează această stare pe care Tu ai creat-o și poruncește ca oriunde se va stropi cu apa în care s-a pus starea binecuvântată, să fie alungată toată uneltirea celui rău, iar prezența Duhului Tău să ne ocrotească necontenit. Prin Hristos Domnul nostru. Amin. Urmează stropirea pereților și a bisericii cu apa sfințită de cel de arhiepiscopul care prezidează celebrarea. Crucea procesională se va îndrepta în partea de sud și vom înconjura biserica ministranții, preoții și episcopii. Dumneavoastră toți rămâneți pe loc pentru o bună desfășurare. Stropește-mă, Doamne, cu isop și voi fi curat, sală-mă și mai timaiam de când zăvada. Ai milă de mine, Dumnezeule, va deschide ușa bisericii în care Hristos este stăpânul acestui așezământ a bisericii noastre. Este rege al măririi. E Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în luptă, e Domnul oștirilor. El este regele măririi.
iar Domnul, care stătea lângă el, i-a spus lui Iacov: Eu sunt Domnul Dumnezeului Abraham, tatăl tău, Dumnezeului Isaac. Pământul pe care dormi, ți-l voi da ție și urmașilor tăi, care vor fi mulți ca praful pământului. Va fi deslegat și în cer.
să fie Iisus Hristos. Excelența voastră, preacucernici părinți, stimate autorități, iubiți credincioși, care aveți locul vostru. Când veneam încoace spre această localitate, m-am gândit fără să vreau la satul meu, de unde provin și unde am trăit. Traianul de lângă Roman este un sat ca și al vostru, care multă vreme nu a fost parohie și în care lipsa preotului era simțită, într-adevăr. Preotul nu era simțit ca unul în plus în comunitate și care deranjează prin predica, prin cuvintele lui și activitatea lui, ci dimpotrivă era un om căutat, era dorit. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că, din cauza faptului că Traianul nu era parohie, eu aveam probleme de conștiință când mă examinam dacă am vocație preoțească sau nu la seminar, fiindcă nu fusesem nici ministrant și nici nu mergeam în fiecare zi, căci nu era liturghie, mă gândeam cine știe, oi fi sau nu chemat, am această vocație sau nu? În gândul meu, întrebarea a rămas în urmă, dar a existat. Și există alături imaginea satului, nu numai a satului meu, ci a fiecărui sat unde există o biserică unde credincioșii se adună. Când venea preotul în sat duminica sau în zile de sărbătoare, toată lumea curgea spre biserică. Toată lumea lăsa totul și mergea acolo. Acolo unde se celebrau Sfintele Sacramente, unde se citea Cuvântul lui Dumnezeu, unde se făcea învățătură cu copiii și tinerii, cu toții. Căci biserica era centrul unității, centrul activității de credință în fiecare duminică și sărbătoare. Sigur că timpurile s-au schimbat. Oamenii au mai venit, unii, alții au plecat. Biserica veche nu mai e așa cum era, ca și aici. E altfel, e reînnoită. Este sfințită astăzi, consacrată. Așa cum fac oamenii, familiile, așa face și biserica. Ați auzit din istoricul pe care Părintele Paro l-a citit înainte, că s-a mutat de 4 ori biserica și câte familii nu și-au mutat casele de 4 sau de mai multe ori. Dar casa pentru familie rămâne centrul de viață și pentru biserică, locașul, biserica clădită rămâne centrul de viață, de credință. Și această credință nu poate să crească, nu poate să aibă continuitate fără cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, la începutul ceremoniei de sfințire, ați auzit aceste cuvinte pe care le-a spus episcopul locului, episcopul Gheorghe, pururi să răsune în acest lăcaș cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este izvorul credinței noastre. Cuvântul lui Dumnezeu este piatra de temelie a credinței noastre. Cuvântul lui Dumnezeu răsună la celebrarea tuturor sacramentelor, începând cu botezul. Afară când se făceau rugăciunile introductive, am auzit un copil plângând și m-am bucurat în inima mea ce bine că se aud încă plângând copiii în comunitățile noastre. Și în gând m-am rugat
să nu se oprească acest plâns, această voce a copiilor, căci este viitorul comunităților și a țării. Dar copiii sunt și viitorul comunităților noastre de credință. Și de aceea, în paranteză fie spus, dar nu-i mică și fără importanță această paranteză, aveți grijă de copii și de viitorul acestei localități. Așadar, în biserică, la celebrarea tainelor, ascultăm mereu cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, care ne luminează. Cuvântul lui Dumnezeu, care ne ceartă uneori. Cuvântul lui Dumnezeu, care ne zidește, care ne unește, care ne pune împreună. La biserică, dar nu numai la biserică, ci în familie, unitatea. Unitatea familiei se bazează pe învățătura pe care o luăm din cuvântul lui Dumnezeu. Și respectul față de celălalt și iubirea celuilalt e inspirată, sunt inspirate de cuvântul lui Dumnezeu. Și creșterea noastră în fața lui Dumnezeu, prin rugăciune, prin participarea la sacramente, în mod deosebit la taina Sfintei Eucaristii, creșterea noastră sufletească depinde de acest cuvânt al lui Dumnezeu care răsună mereu și va răsuna mereu în acest lăcaș. Aici se va celebra întotdeauna, în mijlocul celorlalte taine, Eucaristia, Sfânta Jertfă a Altarului. Taina unității noastre este de mare importanță. Să nu pierdeți pentru motive ușoare niciodată calea spre Sfânta Liturghie, duminica și în sărbători. Căci acolo este... Iar rugăciunile noastre să fie însoțite astăzi la consacrarea acestei biserici și acestui altar de mijlocirea fraternă a Sfinților. Așadar, proclamăm acum litania tuturor Sfinților.
Doamne, rugăciunea prin mijlocirea fericitei Fecioare Maria și a Sfinților Tăi. Și fă ca acest lăcaș, consacrat numelui Tău, să fie casa Harului și a Mântuirii, unde poporul Tău creștin se adună, Te adoră în Duh și adevăr și sporește în iubire. Prin Hristos Domnul nostru. Amin. Urmează consacrarea altarului, va fi unsă masa de altar în patru colțuri cu Sfânta Crismă și apoi episcopul care prezidează ceremonia va răspândi uleiul sfânt pe întreaga masă. Altarul este centrul bisericii. Biserica înconjoară altarul tocmai pentru că este cel mai important lucru într-o biserică. Fără altar nu există biserică. Ca atare urmează această consacrare cu Sfânta Crismă a altarului prezent în biserica noastră. Dumnezeule Sfințitorul și Cârmuitorul bisericii tale, se cuvine să celebrăm numele Tău cu cântare sărbătorească, pentru că astăzi mulțimea credincioșilor vrea să-ți consacre pentru totdeauna, printr-un rit solemn, această casă de rugăciune în care ți se închină cu evlavie, este instruită de cuvântul Tău și este hrănită cu sfintele taine. Acest lăcaș închipuiește taina bisericii pe care Hristos a sfințit-o cu sângele Său, ca să o arate ca mireasa Lui slăvită, fecioară care și-a păstrat neatinsă fidelitatea și Maică ce-a îndrăznit prin puterea Duhului Sfânt. Biserica Sfântă, via aleasă a Domnului, care umple tot pământul cu ramurile sale și și-a înălțat mlădițele pe lemnul crucii spre împărăția cerurilor. Biserica fericită, cortul lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor, templu sfânt zidit din pietre vii, așezat pe temelia apostolilor, avându-l ca piatră unghiulară pe Hristos Iisus. Biserica preanaltă, cetatea înălțată pe vârful muntelui, văzută de toți și pentru toți strălucită, unde strălucește făclia veșnică a mielului și răsună cântarea de recunoștință a celor fericiți. Așadar, Doamne, Te rugăm cu umilință, binevoiește a revărsa sfințire din cerul peste această biserică și peste acest altar, ca să dăinuie purul lăcașul sfânt și masa să fie mereu pregătită pentru jertfa lui Hristos. Aici apa Harului Dumnezeiesc să acopere păcatele oamenilor, pentru ca fiii Tăi, Părinte, morți pentru păcat, să se renască la viața de sus. Aici, credincioșii Tăi, strâng în jurul mesei altarului să celebreze memorialul Paștelui și să primească întărire la masa cuvântului și a trupului lui Hristos. Aici să se înalțe jertfa plăcută de laudă, glasul oamenilor la oaltă cu corurile de îngeri, să se ridice necontenit spre Tine în rugăciune pentru mântuirea lumii. Aici săracii să afle milostivire, cei asupriți să dobândească adevărata libertate și toți oamenii să fie înveșmântați în demnitatea de fii ai Tăi, până ce vor ajunge tresărtând de bucurie în Ierusalimul cel de sus. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecii. Amin.
sfințească Domnul cu puterea sa altarul și lăcașul pe care le ungem acum cu slujirea noastră, ca ele să exprime prin semn văzut taina lui Hristos și a Bisericii.
schimbul de tămâie, să se înalțe spre Tine, Doamne, rugăciunea noastră. Și așa cum acest lăcaș se umple de miresme plăcute, tot astfel biserica să răspândească mireasma lui Hristos. Thank you.
să lumineze lumina lui Hristos în biserică, încât toate popoarele să ajungă la cunoașterea deplină a adevărului. Care ai făcut din întreaga lume un templu al Măririi Tale,
pentru ca numele Tău să fie preamărit pretutindeni. Dar voiești ca în același timp să-ți închinăm lăcașul demne pentru celebrarea misterelor divine. Consacrăm așadar cu bucurie maiestății Tale acest lăcaș de rugăciune ridicat prin strădanie omenească. El simbolizează adevăratul templu care este Hristos și ne oferă imaginea Ierusalimului Ceresc care este Biserica. Căci ai făcut din trupul Fiului Tău născut din Maria Fecioară un templu închinat Ție, în care să locuiască plinătatea Dumnezeirii. Și ai întemeiat Biserica Ta Sfântă ca o cetate așezată pe temelia apostolilor, piatra unghiulară fiind Iisus Hristos, dar care trebuie să fie construită din pietre alese, însuflețite și unite în iubire de către Duhul Sfânt, în care Tu vei fi pentru veșie tot în toți și în care va străluci fără încetare lumina lui Hristos. Prin El, Doamne, Te preamărim împreună cu îngerii și cu toți sfinții, cântând cu bucurie. Thank you.
facă de noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim totdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Benedict și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-au gândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu durare rugăciunile acestei familii care se închină astăzi această biserică reînnoită. Să fie pentru ea casa de mântuire și lăcașa tainelor cerești. Aici se răsune Evanghelia Păcii și să se celebreze Sfintele Taine, prin care credincioșii Tăi, povățuiți de cuvântul vieții și de har dumnezeiesc, peregrinând prin cetatea pământească, să se învrednicească să ajungă în Ierusalimul cel veșnic, unde să-i aduni cu milostivire lângă Tine, Părinte îndurător, pe toți fiii Tăi răspândiți spre tutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți greții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, de nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a purul de mărirea Ta împreună cu ei. Prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și Thank you.
afară în curtea bisericii, un părinte va merge în față, iar unul la grotă, cât și în mijlocul, în centrul acestei biserici. Thank you.
să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să sporești adevărul Tău în cugetele noastre prin aceste sfinte taine pe care le-am primit, ca să Te adorăm pururi în lăcașul sfânt și să ajungem să ne bucurăm împreună cu toți sfinții de vederea feței Tale, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Aș dori câteva gânduri la sfârșitul acestei frumoase celebrări de sfințire a Bisericii și consacrarea altarului. După ce am trăit împreună momente deosebite de înălțare sufletească în această biserică sfințită azi, aduc profund de mulțumiri Tatălui Ceresc pentru toate harurile și ajutoarele primite spre a înfrumuseța casa sa, și a ne simți bine, oricând venim aici, în momente de bucurie sau grele încercări. Mulțumire sinceră și prețuirea neasă excelenților voastre, Episcop Petru și Arhiepiscop Ioan, pentru rugăciunile înălțate la ceruri, la acest mare eveniment al Sfințirii Bisericii din Buhoci, și pentru osteneala de a veni în mijlocul comunității, cât și pentru ajutorul material și sprijinul moral la lucrările de renovare a Bisericii. Vă asigur cu toți credincioșii de respectul și supunerea cuvenită. Nu pot uita primăria locală, Consiliul Județean Bacău, Secretariatul de Stat pentru Curte, cărora le rămân profund îndatora și le mulțumesc adânc pentru nenumăratele oferte la refacerea și finalizarea multor lucrări la această biserică. Excelențele voastre și stimați invitați, dragi credincioși, privind această mulțime ce aparține de biserica filială, cuvintele mele sunt neputincioase și prea sărace în a mulțumi suficient și îndreptățit tuturor pentru generozitatea mare, în muncă, rugăciuni, donații felurite la toate lucrările. Mii de mulțumiri de la mic până la mare. Amintesc pe toți muncitorii, familiile din sat care au pregătit masă luni de zile lucrătorilor, atâția și atâția binefăcători știuți și neștiuți care au sprijinit cu efort și bunăvoință refacerea Bisericii în formă actuală. Celor care au contribuit la frumoasa sărbătoare de astăzi, corului, feciorilor de biserică, Petru Patrașcu, Vasile Herciu, Vasile Cada, bărbați și femei cu suflet mare ce au ajutat la împodobirea satului, celor care au oferit unele statui din biserică, mulțumiri pentru truda, timpul și ofertele mari, rămân de neuitat ca fapte frumoase și de laudă scrise în istoria comunității. Mulțumesc mult! Oaspeților, veniți la sărbătoarea de azi, preoți, laici, catolici și ortodoxi, un mulțumesc din suflet și duceți bucuria Sfințirii Bisericii la comunitățile dumneavoastră și în mijlocul familiilor creștine. Tuturor celor uitați de mine, în ai pomeni recunoștință și mulțumire și Domnul să ne ocrotească pe toți în toate momentele vieții. Sfântul Francisc, de Asis în cinstea căruia s-a sfințit biserica și altarul, să rămână un ocrotitor deosebit pentru toți, primindu-ne rugăciunile ce le vom înălța de aici, din acest frumos lăcaș și prezentându-le înaintea tronului dumnezeiesc, să ne obțină alinare necazuri și sprijin în toate momentele vieții noastre. Terminând cele expuse, îmi plec fruntea înaintea tuturor pentru această participare atât de înaltă
și pentru credința trăită în această biserică. Și poporul care construiește altare, construiește mănăstiri, construiește biserici. Acel popor trebuie să fie binecuvântat, să se deschidă granițele, să înțeleagă autoritățile, să înțeleagă popoarele, căci Hristos este Cel care cunoaște inimile oamenilor și El poate aduce cu adevărat bucurie și pace. În acest gând spun astăzi aici, fericiți voi toți care v-ați unit în jurul Părintelui ca și a preoților care au fost ca și a bunilor și străbunilor dumneavoastră și ați făcut să fie această biserică un semn de credință și de iubire. O prețuire pentru trecut, pentru Dumnezeu și un semn de speranță pentru viitor. Am înțeles de la Părintele că toți au avut aici o contribuție și mă bucur să aud, să constat, să văd cu ochii cum autoritățile noastre știu să prețuiască aceste valori. Sigur că Părintele Decan și Paroc a mulțumit tuturor și autorităților. Și mă bucur că eu n-am putut să-mi închipui că într-un timp așa de scurt, după Sfinția Bisericii din Vistil, să venim aici. Semnează că aici a fost voință și iubire, respect. Respect pentru Părintele Paroc de Cam, respect pentru primărie, doamna primar, pentru Consiliul Județean, prefectură și autorități. Și rugăm să nu uite. Fericit poporul care construiește altare și biserici. Dumnezeu este acolo. Acum l-a sosit, sigur, țin să-i aduc Părintele Decan și aici mulțumirile mele, ale noastre, iată și ale înalt preasfințitului, ale episcopului nostru, auxiliar Aurel, și a preoților care au
filiala Buhoci, parohia Bijghir. În conformitate cu normele Sfintelor Canoane 1217 și 1237, după ce au fost terminate lucrările de renuire generală și adaptare pentru cerințele timpului prezent a Bisericii din Comunitatea Buhoci, parohia Bijghir, dieceza de Iași, la cererea parohului locului, Părintele Vasile Rediu, decan de Traian și a Consiliului Parohial, ținând cont de dorința manifestată din partea credincioșilor, fiind respectate toate normele cu privire la sfințirea bisericilor și consacrarea altarelor, în cadrul Sfintei Liturghii prezidate de Înalt Preasfinția sa, dr. Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit de București, în prezența unui mare număr de preoți și credincioși a autorităților civile, în ziua de 16 august 2009 a fost consacrat cu solemnitate altarul și resfințită biserica din Buhoci cu hranul Sfântul Francisc de Assisi. Prin acest act și prin această celebrare vrem să aducem slavă lui Dumnezeu Tatăl prin Fiul Său, să arătăm tuturor credincioșilor noștri vii și răposați un semn de recunoștință și respect, mai ales față de binefăcători. Părintele decan Vasile Rediu și specialiștilor pentru munca depusă și opera realizată, aduce mulțumirea plină de iubire și însoțită de binecuvântarea noastră. În semn de aleasă prețuire și recunoștință pentru această lucrare de înfrumusețare a Bisericii din Buhoci, acordăm Părintelui decan și întregii comunități icoana Maicii Domnului de Cacica. Decret episcopal dat la Iași în ziua de 16 august 2009. S-a sfârșit, mergeți în pace.